Am revenit în direct în a doua parte a emisiunii Araton. Brigita Șazed și Mihaela Popa sunt alături de noi și vorbim despre Asociația Arad, adică arhitectură, responsabilitate, apartenență și dăruire. Fetelor, înainte să vorbim în continuare despre proiectele pe care le veți derula, o să vă rog să îmi citiți și restul mesajelor trimise de diferiți arădeni, prin care spun că sunt mândri de faptul că sunt arădeni. Aradul meu a fost întotdeauna Aradul meu. De când am conștientizat existența mea pe acest pământ, Aradul ca oraș natal mi-a rămas iremediabil ca o inimă în inima mea. Îmi aduc aminte din copilărie de relațiile de civilitate dintre concitadini. Deși ne-am mai diluat ca și nativ, au emigrat foarte mulți nemți, evrei, maghiari și nu numai, parcă în ultima perioadă se simte adie ca un vânticel de primăvară, o emulație între cei cărora le pasă de prezentul și viitorul acestui burg. Mi-ar plăcea ca acest nou început să devină o tornadă pentru mulți localnici sau adoptați care să dărâme imobilisme și prejudecăți îmbătrânite, concepții perimate sau cutume belicoase. Viitorul tuturor arădenilor, inclusiv al acelor asimilați, poate culmina cu o redevenire, o renaștere reală la o cetate modernă plină de culoare culturală, dar și de rădăcini economice care să o propulseze între orașele celebre ale lumii. Și nu este numai visul meu, Claudiu Stelian Georgescu. Nouă ni s-a părut o declarație foarte frumoasă, foarte care interesantă. Cuprinde și ideea de multiculturalitate și dezvoltare economică super. Într-adevăr. Brigita? Și eu sunt mândru că sunt arădean, chiar dacă nu mai locuiesc în Arad. O să fiu arădean, oriunde o să mă aflu, pentru că sufletul meu a rămas acolo. Pavel Chiș. Scurt și la obiect. Arad, orașul contrastelor. Nu pot să-l înscriu în nicio categorie bine definită, tocmai din cauza faptului că e atât de schimbător. În fiecare zi altfel. Mă surprinde. Nu pot să mă plictisesc. Nestatornicia lui nu mă lasă. Nu știu niciodată la ce să mă aștept și tocmai acest lucru îmi place. Are personalitate, identitate și miros de tei. Mă bucur că e orașul meu, sunt mândră că sunt arădeancă. Izapal. Deși nu m-am născut aici, Aradul este cu siguranță orașul de care mă simt cel mai legat sufletește. Încă de mic copil am fost fascinat de clădirile vechi din centrul orașului și de frumusețea falezei Mureșului. Din dorința de cunoaștere a istoriei orașului în care locuiesc, am aflat, de exemplu, că legendarul Buffalo Bill, renumit pentru spectacolele organizate cu tematica vestului sălbatic din America, a avut o reprezentație la Arad în data de 11 iulie 1906, împreună cu trupa sa Buffalo Bill's Wild West. În decursul a aproape un mileniu, mica așezare de la început s-a transformat pe parcursul timpului în ceea ce este astăzi municipiul Arad. Locuitorii urbei au rezistat tuturor războaielor și catastrofelor naturale, aici menționăm inundațiile din 1932 și 1970, reușind să facă din Arad un oraș demn de a purta titlul de capitală culturală europeană. Teodor Stoica. Foarte frumos, într-adevăr. Și o ultimă declarație a prietenilor noștri de la Quartetul Adagio. Aradul este portativul pe care fiecare scrie opera sa zi de zi, atingând corzile sufletelor arădenilor prin aranjamentele de muzică, de film, cafe, concert și chiar rock. Suntem mândri că suntem arădeni și putem, prin ceea ce transmitem și prin dăruirea noastră, să ducem numele orașului în țară și străinătate. Sunt mesaje foarte frumoase, toate pe care le-am auzit, dar totuși mă surprinde într-o oarecare măsură, pentru că de multe ori aud atât tineri cât și persoane de vârstă mijlocie spunând că Aradul este un oraș mic, este plictisitor, nu ai ce să faci aici. Care credeți că este cauza că unii vorbesc atât de frumos despre Arad și alții denigrează practic orașul lor? Vine în general ne aparține nouă oamenilor, pentru că ajungem să ne denigrăm orașul prin necunoașterea istoriei sale, prin faptul că poate nu căutăm și nu ne regăsim în evenimentele care se organizează. De bine, de rău, în ultima perioadă în Arad se întâmplă foarte multe lucruri pozitive. Au fost evenimente de jazz organizate chiar de colegul nostru Adrian Rotar. Există chatbox-ul. Și actualmente techbox-ul, făcut de ei, deci pe nișe deja se merge, pentru că încercăm să acoperim exact ceea ce ziceai tu. De ce oamenii vorbesc atât de urât sau denigrator de oraș? Pentru că nu se regăsesc. Dar nici nu fac efortul de multe ori să vină, pentru că îi invit la diverse evenimente și nu se gândesc, hai totuși să mă duc să văd, să dau o șansă. Să vedem ce se întâmplă acolo, dacă îmi place, nu-mi place. Să nu-ți placă, te ridici și pleci, nu este nicio problemă. Important este să participi și să vezi că se întâmplă, pentru că ne uităm cu jin totdeauna în curtea vecinilor, gen Timișoara, Oradea sau Cluj, și zicem la ei de ce se poate. Bun, sunt orașe mai mari sau mai mici decât noi, dar și ne putem, pentru că economic ok, s-a
dezvoltat orașul. Acum trebuie să-l dezvoltăm cultural și să încercăm să reeducăm, poate pe unii, deși pare un termen, sper să nu fie comunist, și pe alții să educăm. E păcat. Și noi ne autoeducăm cu fiecare zi. Fiecare zi înveți altceva. Pentru că iubirea asta de Arad nu-ți vine așa de undeva și dispare, ea rămâne. Aradul trebuie să devină capitală culturală europeană, nu doar în 2021. Din punctul nostru de vedere, trebuie să fie tot timpul, să redevină ceea ce a fost. Pentru bine, că dar dacă locul, va și obține acel titlu, va fi automat un plus Doamne pe ajută, viitor pentru Arad. Doamne ajută să-l obțină, pentru că e păcat. Are cu ce, dar trebuie să se promoveze cum trebuie și să se facă cât mai multe activități. Și încep să facă. Și în primul rând, arădenii trebuie să o consideră o capitală culturală europeană. Totul pleacă de aici, totul de la nivel local. De la noi pornește tot. În noi stă orice schimbare și trebuie să ne gândim la asta. Dacă noi ne apreciem orașul și cei care vin în vizită o să-l aprecieze. Dacă noi vorbim frumos de el, așa vor face și străinii. Da, dar vedeți voi, când s-a lansat această idee de candidatură la titlul de capitală culturală europeană, foarte mulți arădeni au zis că nu se poate, că Aradul nu va ajunge niciodată capitală culturală. Da, l-au luat dar, pe dar trebuie să încerci, nu poți să ajungi dacă nu te înscrii în competiție. Deci nu ai cum a să te desemneze direct. A fost orașe mult mai mici din Europa care s-au înscris, pe aici nu cred că este mai mare decât Aradul și a câștigat. Contează, exact cum zicea și Brighi, să ai în suflet acea dorință de a ajunge acolo, pentru că atunci vizualizezi și e imposibil să nu reușești. Bun, nu reușești în 2021, mai poți candida, n-a zis nimeni că este un eșec dacă este nu o să sfârșitul lumii, bineînțeles, dar trebuie lumii. Să încerci, trebuie este... să te apropii da, de standardele da. Impuse orice, de acest proiect. Orice pas făcut este un plus pentru oraș, este o dezvoltare a orașului și trebuie să înțelegem asta, că trebuie să ne dezvoltăm, trebuie să ajungem în rând cu celelalte orașe europene, pentru că suntem o țară a Uniunii Europene. Dar suntem la graniță cu Occidentul, totdeauna am fost. Facem legătura cu Occidentul. Da, exact, și este păcat să nu profităm de această poziție geografică favorabilă nouă și să nu facem ceva ca să ajungem acolo. Și de-aia și ceea ce facem noi, considerăm că este o părticică din acest demers, pentru că atragem atenția, responsabilizăm și încercăm să simt această apartenență. Este greu, dar nu e imposibil. Și ar fi păcat și... să renunțăm, să spunem nu o să avem nicio șansă, nu mai facem nimic. Noi, din contră, ne dorim ca acest proiect și asociația să meargă mult timp de acum înainte, că ne-a întrebat cineva pe cât timp e proiectul vostru. Perioada nedeterminată. Nu avem o limită. Spuneați că nu trebuie să fie capitală culturală doar în 2021, exact. Ci și mai departe. Într-adevăr, dacă stăm și ne gândim, cine vorbea înainte de Sibiu? Până când nu devenise capitală culturală. Toată după ce a devenit, asociază. Toată lumea vrea să meargă la Sibiu. Trebuie să te duci măcar un weekend pe an la Sibiu este să un vezi plus acel și oraș. Acum și din punct de vedere al turismului, am zis că este altfel cotat ca și oraș, având aceste antecedente pozitive. Este păcat să nu profităm. Avem cu ce, dar să știm și unde și cum să, la ce port să batem și cum să ne prezentăm. Contează foarte mult atitudinea. Să sperăm și, din câte am înțeles, să lucrează la această strategie. Doamne ajută să fie eficientă și eficace. Și cred că cetatea Aradului ar fi un plus enorm pentru acest titlu, zic pentru că obținerea titlului. Aduce foarte multe puncte, că am înțeles că e chestie de puncte acolo. Numai dacă ne uităm un pic la vecin, dacă ați fost vreodată la Ghiula să vedeți cetatea din Ghiula, este mult mai mică, dar este extraordinar de bine restaurată și sunt evenimente care au loc acolo. Spectacole de teatru, spectacole de operă, de tot felul de variante. Vă dați seama că cetatea Aradului este de 10 ori mai mare decât acea cetate și poate găzdui multe evenimente și foarte multe spații neconvenționale de joc, eventual de teatru, de activități culturale, cinematecă, diverse concerte. Da, dar problema este să intre în patrimoniul local. Cât timp nu avem, nu putem degeaba accesa facem nici fonduri pentru reabilitare, exact, nu se poate face nimic. Și plus că este păcat, pentru că 2014-2020 fondurile europene sunt foarte mult axate pe cultură și pe educație. Și acum ar fi momentul propice pentru accesarea. Dar nu poți să accesezi bani pentru ceva ce încă exact. Nu ai. Chiar și dacă nu, e faza de promisiune, greu, până și... când nu e negru pe alb, nu exact. Ai ce să faci. Și ca și ONG-ul, să zicem că noi cât suntem de mici, tot am încercat să accesăm măcar pentru partea de educație.
Și spuneați voi la un moment dat că ați organizat un tur acolo în cetate și foarte multă lume nu cunoaște ce se ascunde după zidurile cetății. Nu, toată într-adevăr, lumea chiar dacă avem o dată sau de două ori pe an ziua porților deschise la cetate, mă duceam și eu aproape de fiecare dată și spre surprinderea mea vedeam că nu sunt oameni interesați. Erau câțiva vârstnici, pensionari care veneau cu nepoții, da, și aduceau o aminte și veneau cu nepoții și rudele celor de la batalion. În rest nu venea nimeni, un simplu cetățean să vadă ce e acolo. Problema se pune și altfel. Când se fac zilele porților deschise, cei de acolo nu sunt în măsură să ofere un tur ghidat ca la carte a cetății. Nu-ți explică nimeni, nu-ți explică nimeni ce reprezintă. Și mai mult decât atât, neagă niște fapte istorice care sunt atestate istoric. Adică țin un pic așa în umbră tot ce s-a întâmplat pentru că încă este o bază militară. Asta vreau să spun, probabil că nu au nici voie să spună prea multe. E armata acolo, e batalionul 191 infanterie și nu pot să am fost priviți un pic cu scepticism pentru că puneam întrebări. Știam unele lucruri, ne-am documentat și puneam întrebări și la un moment dat a zis, de unde sunteți? Sunteți de la presă? Ne filmați? De ce ne puneți atâtea întrebări? De ce ați venit? Neapărat să facem, adică n-aveți voie să faceți poză pentru că e obiectiv. Ok, am înțeles, dar așteptam și noi niște răspunsuri pentru că este acel muzeu și acolo sunt o grămadă de povești. Și erau copii care întrebau, mami, de ce e uniforma găurită de glonde când s-a întâmplat? Și era foarte frumos să se povestească. Din ce ani? De la ce război e acea uniformă? Pentru că istoria așa o înveți. Mergând la în locul respectiv și văzând. Și copiii rețin mult mai repede acest lucru. Și prin și diverse scenete. Învățându-i de mici, vor în continuare să acumuleze tot mai multe informații. Dar dacă nu îi duci așa, la 18 ani nu-i mai interesează să vadă ce avem la muzeu sau ce avem în cetate. Din păcate nu. Și aici, într-adevăr, e acea componentă care ziceai și Brighi cu școala altfel, în care am văzut că ei sunt interesați să afle. Ceea ce este bine. Cât încă mai vor să afle, e bine. Și în momentul în care există cineva care știe cum să le atragă atenția despre aceste lucruri, pentru că degeaba se duc în clasă și vine un profesor care trebuie să mai predea o opțională. Vorbeam la un moment dat că doriți să fie materie opțională. Vine profesorul plictisit și citește din carte ceva fără să vadă. În momentul când veniți voi și aduceți în fața clădirii, în fața cetății, altfel se pune problema, altfel îi strânești interesul copilului. Da, se pot face tot felul de scenete în care se impli sau le dai niște scenarii și ei să-și dea seama de povestea clădirii respective sau puzzle-uri cum se pot face și la fel. Este păcat să nu profităm de tinerețul pe care îl avem și e curios în momentul acesta. Prin asociația voastră nu v-ați gândit să faceți ceva pentru a stârni interesul nu doar tinerilor, ci arădenilor în general să meargă la muzeu din nou, să aprecieze la un vernisaj? La filarmonică, la teatru, facem aceste chestiuni. Pentru că am văzut că foarte multă lume nu știe ce se regăsește în Palatul Cultural unde funcționează muzeul, nu partea de filarmonică. Noi încercăm de fiecare dată când sunt evenimente importante, lansări de carte, premiere la teatru, spectacole la filarmonică, să facem publice aceste evenimente și pe pagina noastră, ca astfel să ajungă la cât mai multă lume informația. Încercăm să facem un prim pas în a-i chema cu noi în diverse vizite, chiar dacă sunt culturale vizitele. Da, sunt foarte interesante și acestea, pentru că vedeam, avem foarte multe expoziții de fotografie, de pictură, de sculptură în Arad. De carte, dar care sunt foarte te duci multe și în vezi perioadă. Acolo, în afară de autori, vezi apropiații, un cerc foarte restrâns și atât, nu mai vine nimeni. Nu știu după aia cine vine să viziteze în timpul programului de vizitare, dar la vernisaj, de cele mai multe ori este puțină lume, doar cunoscuți, un cerc restrâns. Da, de multe ori pățim că ne spune lumea, hai promovați și voi evenimentul, că aveți prieteni, aveți oameni care vă urmăresc și atunci sigur mai vin oameni. Și noi la rândul lor le povestim, mergem și noi. Nu se percepe taxă, deci nu trebuie să-ți cumperi bilet să mergi la un vernisaj. Nu, în general și noi ne mai facem timp atât cât ne permite și mai mergem ba la un vernisaj, ba la o lansare de carte, ne cam împărțim care cum putem ajunge și atunci mai avem și părerile noastre personale trecute pe rețelele de socializare și lumea cea, dacă ați fost voi și ziceți că e de bine, hai că mergem. Am devenit așa să zicem un mic etalon, dar e de bine. Din ceea ce am observat eu în Arad, se umplu sălile la teatru și la filarmonică. Deci acolo chiar este public. Ceea ce e de apreciat. Și la festivalurile care s-au organizat la teatru, tot mai mulți oameni se duc. Chiar dacă este contracost acolo. Da, dar sunt piese bune, avem o generație bună de actori tânără care scoate piese foarte bune și e păcat să nu mergi să-i vezi, că sunt de-ai noștri.
Și merită, sunt adoptat sau asimilat, cum zicea și Claudiu. Te duci, vezi dacă îți place spectacolul, nu-ți place, nu te mai duci, dar sunt spectacole pe care tot îți dorești să le revezi, da, iar și iar. Recunosc că am fost, cred că, la una din piese de vreo 3 ori, de la premiera la acea comedie muzicală, Lunii cu brânză. Eu încă n-am reușit să o văd. Niciodată nu eram liberă. Am avansat de la etajul 3, etajul 2, etajul 1. Data viitoare mă duc direct în sală. Cel mai bine. Și este frumos pentru că e altceva decât ce vezi la televizor. Ești în sală, ești un actor foarte bun, improvizează și ți-e mai mare dragul. Eu am încercat să rețin textul și mi s-a spus, dar cine ți-a spus? Noi improvizăm. Și am zis, bun, nu mă uit. Dacă te duci, apropo, ați chemat pompierii, da, exact, care de fiecare dată este altfel, da? Deci de fiecare dată e diferit, nu știu ce face Zoli, dar ne surprinde de fiecare dată. Exact. Revenind la asociația voastră, la Arad, la viitoarea asociație pe care abia aștept să o inaugurăm, care vor fi principalele obiective după ce veți fi de sine stat? Dacă apare ceva nou. Noi sperăm să apară și componente. Sunt în lucru. În schiță și nu vrem, nu neapărat din superstiție, dar să nu zicem ceva și după aceea să nu facem să mai vină și cârcoteasii că a zis că o să face și nu face. Lucrăm pe partea de educarea tinerilor, vom continua cu tururi, componenta de mândru. O dezvoltăm acum foarte mult pe latura persoanelor simple. Vom încerca să accesăm, vorbeam cu Brighi și cu Adi, probabil niște fonduri europene pentru chestia de educație și să ne facem vizibili, să ne promovăm. Ar fi mult mai ușor pentru că aveți nevoie și de bani de asemenea proiecte, pentru că din bugetul propriu nu cred că e. Mai punem și noi din bugetul nostru pentru că asta este partea de dăruire și aici există. Tot ce am făcut până acum în acest proiect a fost pur capitolul simplu dăruire. Da. Capitolul dăruire, exact. Al nostru, al familiei, al familiilor care n-au susținut, al prietenilor, că și voi presa care ați venit și ați fost acolo alături de noi, dar la un moment dat trebuie să ne gândim că avem nevoie și de resurse financiare, nu are rost să ocolim acest subiect și atunci ne gândim cum să accesăm niște fonduri, lucrăm la acest lucru. Dar deocamdată câți membri numără Aradul? Sincer, cred că vor fi destul de mulți, că sunt foarte mulți prieteni care și-au arătat dorința și interesul. Nu i-am trecut pe hârtie, n-aș ști să vă spun un număr. Și care sunt responsabilitățile lor? Dacă devii membru, cred că trebuie să dăruiești ceva și acestei asociații. Da, vor să face, facă, cred că foarte mult, din punctul meu de vedere, e voluntariat ceea ce facem e și noi. E voluntariat ceea ce facem și fiecare ne va ajuta în anume partea proiectului. Unii vor fi ghizi ai tururilor, alții ne vor ajuta cu făcutul de poze pentru oamenii care se declară mândri și așa mai departe. Pentru fiecare există un loc și cum am reușit noi trei, exact, cum am reușit noi trei să facem până aici proiectul, cu siguranță va fi mult mai ușor cu oamenii care ne înconjoară să-l facem mult mai amplu și mai vizibil. Și de obicei sunt tineri interesați să fie membri ai asociației? Nu mai. Avem persoane mai în vârstă care vor să ne ajute pentru că ei mai au poveștile de pe vremea lor și atunci au zis, chiar vreau să mă implic pentru că nu vreau să se piardă poveștile respective și aceia vor fi, cred că, cei mai buni ghizi, pentru că vor da exemplu tinerilor, adică dacă vezi o persoană, să zicem, mai în vârstă care vine și îți povestește și are ce să-ți povestească, te uiți cu drag, ca și cum te-ai uitat la bunici care îți povestesc, mie mi-este drag. Uite, la primul tur, pentru noi a fost o surpriză foarte plăcută, domnul Frandeș a venit în tur și ne-a ajutat cu informațiile pe care le știa și el, pe care noi atunci nu aveam acces la acele informații și a fost un tur extraordinar de reușit pentru că toată lumea știa ceva nou despre o anumită clădire și a fost și noi am învățat ceva și cei care au venit la tur au învățat și a fost o experiență extraordinară. Da, pentru că cel care este ghid la un anumit tur trebuie să știe tot. Vezi traseul de la, cum spuneați voi, de la gara CFR până la Parcul Reconcilierii. Trebuie să știi ceva și destul de multe despre fiecare clădire și atunci trebuie studiat și trebuie să-ți placă. Ajută, care are foarte multe clădiri și foarte multe povești. Ajută doar să le descoperi și să reușești să le spui. Și să vrei, exact. Cred că e chestia de vrut foarte mult. Bine, ar fi o idee ca fiecare clădire să poarte o plăcuță cu câteva informații, ar cu principalele ideal evenimente care s-au derulat acolo. Da, știați că în această clădire s-a întâmplat, a avut loc, există pe unele, dar cam puțin. Eu am văzut în străinătate, în multe locuri, aveai datele esențiale și puteai să-ți faci o idee fără să ai un ghid alături de tine. Da, și în cazul în care nu ai ghid, îți servește, îți făceai tu acel tur.
Bine, ar trebui făcut și un ghid al Aradului, așa ca la carte, ceea ce există în momentul de față nu ajută un turist în a se descurca în Arad. Mai mult îl încurcă. Țin minte că era pe vremuri acel infotur, mi se pare că îl chema, există și acum, și mă dusesem pentru un reportaj la ziar pe vremea aceea și cerusem toate informațiile despre Arad. Am spus că am venit în Arad din altă localitate și vreau să văd care sunt principalele obiective turistice. Într-adevăr, am primit o hartă unde erau punctate principalele clădiri și câteva informații despre fiecare. Nu știu acum ce se mai găsește la acest infotur. Același lucru. Nu am fost de mult. Nu, același lucru. Se găsește, sunt vreo 10-12 obiective pe un plian, din câte țin minte. Scrie câte ceva despre ele, dar nu e foarte complex și mai ales, exact cum am zis noi, pentru că noi asta vrem să facem, povestea Aradului. Este păcat să nu există acele povești care să atragă și să rămână în mintea oamenilor. Că fiecare din noi ne aducem aminte cu drag poveștile copilăriei, care acum le filtrăm prin anii maturității. Și ar trebui refăcut, exact cum ce Brighi, să este acel ghid care să servească. Eu țin minte că când am fost în Spania, mi-am scos un ghid de pe internet și n-am avut nicio treabă. N-am avut nevoie vrut de acolo. Ghid deloc. Deci am știut unde să mă duc, ce să întreb, intervalul orar în care pot să vizitez. Este foarte multe clădiri care ar putea fi vizitate, dar n-au un orar de vizitare sau nu știu cu cine să vorbești. Este păcat. Deci vine străinul, zice, eu m-aș duce, dar nu știu orarul. Uite, nimeni nu știe, de exemplu, că la Turnul de Apă chiar se pot face vizite și în mod individual. Dar nimeni nu știe când, trebuie să meargă acolo ce, și de ce să informeze. Mihaela, Brighita, vă mulțumesc pentru prezență. Din păcate, trebuie să punem punct emisiunii, dar vă aștept și cu altă ocazie să povestim despre clădirile minunate ale Aradului. Mulțumim pentru invitație. Stimați ascultători și telespectatori, aceasta a fost emisiunea Araton. Rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Arad și TV Arad. Toate cele bune și pe curând!